Cezar, hai în față! Este un dezavantaj să fie prima farfurie, jurizată. Se apropie ca gust. Este foarte, foarte picantă. Câtă pită ai făcut? 3. Nu te-ai uitat la niciuna ca să vezi dacă s-a gătit cum trebuie? Serios. Roșiile nu le-ai curățat de coajă, așa-i? Da. Mulțumesc. Așa că plating duce foarte mult în ce a făcut Jamila, pentru că ai fost atent și la detaliile astea de anason, de chili, puțină sare pe aici, pe lângă, ceea ce este foarte bine. Eu mă bucur că am gătit cu dragaz, cu relaxare și, nu știu, într-o atmosferă foarte, foarte bună așa în bucătăria Masterchef. Alina, vino în față! O să fie o jurizare destul de grea, totuși eu sper ca eu să câștig premiul ăsta. E gustoasă. E poate puțin prea picantă. Sosul e bun, îmi place. Se simte foarte bine coriandru în el și foarte bun, e răcoritor. Și într-adevăr, combinând, ar mai diminua din lățimea sosului. Per total, e ok. Deja se aseamănă și culoarea. Cu ce avea Jamila în farfurie? Mulțumesc! Cu drag! Gustul de sos este ok! Orez, are gust bun? Mulțumesc! Și eu. Cu toate că am avut anumite greșeli în farfurie, uite că împreună cumva am făcut să funcționeze toate lucrurile. Ionuț, haide în față, te rog frumos! Am mari emoții când merg la jurizare, mai ales că miza este acum de 1000 de ori mai mare ca într-o zi normală. E carnea mai trebuia puțin lăsată. Simt nevoia de puțină sare. Pâinea ta este un pic mai tare. Că ai lăsat-o totuși cam mult la foc. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu. Ionuț, orez, lipsește niște gust. Pâinea, e adevărat, aluatul a ieșit prea gras. Carne, e prea tare. Și a zis Jamila la masă, de ce tu nu ai închis un capac cu ceva? E condimente? Este ok. Vă mulțumesc pentru că nu a luat mie gura foc, Ionuț. Mare drag. Nu ai sos destul, pe lângă faptul carnea nu este gătită cum trebuie, m-ai dezamăgit. În primăvară aștept de la tine o lună de zile, o dată la două zile, îmi trimiți câte un video să te văd că faci o cană de miel, bine? Îi promit lui șef Chelaru că o să-i trimit un video să țină cont că de Paști gătește mama și eu nu mă bag peste mama în bucătărie. Tu ai făcut totul la foc mare și n-ai înăbușit carnea. Nu le fierb la foc mare, că o să-ți iasă întocmai ca supele alea, ca ciorbele alea de vită pe care le mâncăm în restaurante, unde cubul de carne e ca zarul de tare. Știi? Nu. Azi n-ai dat 6-6. Mulțumesc! Astăzi se pare că nu este cea mai bună zi și acum, dacă ar trebui să refac preparatul, fără niciun fel de problemă, l-aș reface și ar ieși mult mai bine ca și prima oară. Andreea, hai în față! Pare un preparat simplu sau, ok, o tocăniță, dar și dacă vezi mură în gură video, tot nu-ți iese. N-ai cum. Ceata e destul de picantă, doar că dintre toate preparatele pe care le-am gustat, la tine simt foarte multă aciditate de la roșii. Mulțumesc!
am așa o ușoară senzație de gulaș, mai degrabă. Îmi place orezul. Am găsit și pită bine făcută. Deși, uite. Da. Da. Mulțumesc. Se simte foarte, foarte, gustul de cuișoară e foarte puternic. Carnea e complet neasezonată, deci complet neasezonată. Mulțumesc. Mulțumesc. În mare speram să fie bună tocănița. Orezul arăta cum arăta. Iaurtul nu m-a mai interesat de iaurt. Măcar să nu fiu mega aspru criticată. Toți am avut probleme astăzi. A fost o probă grea, au fost lucruri de care nu ne-am dat seama. Am avut multe lipsuri, absolut toți. Din ziua de azi am învățat foarte multe. Ar fi trebuit să fac o treabă mult mai bună, ținând cont că îmi place mult mâncarea din zona India, Pakistan și-a mai gătit. Tot patru ați luptat pentru premium asta de 1000 de euro oferit de Carrefour. Am discutat și preparatul care se apropie cel mai mult de cel făcut de Jamila este pregătit de... Alina! Mă apucă nebunia aici, în bucătărie. Țip, îl iau pe Ionuț în brațe, pe Cezar. Nu știu, e un sentiment super mega nemaipomenit. Am împărțit drog și am împărțit și premiul. Alina, felicitări! Mă bucur foarte mult. Oricum nu vreau să țin banii pentru mine, vreau să fac o surpriză familiei și, practic, bravo, pentru ei am luptat astăzi. Ai fost cel mai aproape. Mulțumesc mult de tot. Adevărul e că de fiecare dată când am gătit cu gândul la o persoană iubită, la mama, la iubitul meu, la bunica mea, mi-au și farfurii foarte bune. Nu-mi pare rău că am pierdut banii, pentru că simt că Alina și-ar fi dorit un pic mai mult banii decât mine. Jamila, mulțumim mult! Mulțumesc și eu! A fost o plăcere să fie alături de noi. Și pentru mine o plăcere și o onoare. Mulțumesc! Mulțumim frumos. Mult! Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Ai grijă de tine și de cerni. Jamila e cea mai tare când vine vorba de gastronomie pe YouTube. Nu cred că este persoană în România care e pasionată de gătit să nu fie apelat cel puțin odată la Jamila.